Locuitorii din Deva, dar și din localitățile învecinate ale municipiului, vor avea parte de un transport public modern. Consilierii locali ai Devei au votat în ultima ședință ordinară proiectul și cheltuielile aferente proiectului, achiziționarea de vehicule nepoluante, microbuze electrice, pentru obținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în parteneriat cu orașul Simeria și comunele Băcia, Hărău, Certejul de Sus, Șoimuș, Peștișumic, Cârjiți și Cerbăl. Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de peste 17,5 milioane de lei, adică echivalentul la peste 3,5 milioane de euro. În cadrul proiectului se vor achiziționa 14 microbuze electrice, fiecare cu stația de reîncărcare aferentă și încă 3 stații de reîncărcare suplimentare. Rețeaua de transport dezvoltată va asigura o mai bună mobilitate a persoanelor și de asemenea un mediu modern, ecologic și accesibil pentru locuitorii Devei și pentru cei din zonele periurbane care muncesc în municipiul reședință de județ să-și fac naveta. Dezvoltarea unui serviciu de transport ecologic răspunde principalelor probleme identificate, mobilitatea populației, reducerea poluării fonice și aerului, aspecte care vor îmbunătăți atât calitatea vieții populației, cât și calitatea mediului înconjurător, în vederea reducerii emisiilor de CO2.